Pentru ce protestați azi? Pentru că nu, domnii guvernanți nu știu să-și țină promisiunile făcute. S-a agreat o înțelegere pe care dumnealor nu înțeleg să o respecte. Acest după ce fac niște promisiuni, așteaptă să treacă timpul, după care încep să le încalce, încet, încet, câte puțin. Acest protest spontan cât va dura? Bănuiesc că 2 ore astăzi, vom vedea dacă și mâine vom protesta și eventual săptămâna viitoare. După cum se vede și în spatele meu, noi nu ne lăsăm. Pentru că s-a ajuns la o limită peste care nu putem trece. Numele dumneavoastră? Cătălin Niculescu. Spuneți-ne, de ce ați și la acest protest spontan? Ce ne mulțumim? În primul rând, ni s-au promis niște lucruri. Noi nu ne dorim discriminare. Așa cum scrie și pe unele foi, am fost duși cu vorba și nu ni s-a dat ceea ce ni s-a promis. Încă o dată vă spun, nu ne dorim discriminare. Suntem mai hotărâți ca niciodată. Rămânem aici, la acest protest. Și ne dorim să fim respectați și să fim tratați așa cum trebuie, în mod corect. Anul care va veni, 2024, activitatea se va opri de total sau? Nu putem spune acest lucru. În momentul de față suntem într-un protest spontan, așa cum scrie și pe foile noastre. Nu este grevă, este protest, dar rămânem aici până o să vedem ce ni se va da în continuare și sperăm să ni se dea ceea ce ni s-a promis. Nu ne dorim altceva decât ceea ce ni s-a promis. Numele dumneavoastră? Adriana Iancă.